Leac contra leac. Adaptare radiofonică după piesa Tămăduitorul de Ion Băieșu. În distribuție Demrădulescu, Rodica Popescu, Ion Marinescu. Să vă întreb ceva. Da. Cum să vă zic în afară de... Zimi, doctor Bade Vasile. Bine, bine, doctor, dar cum vă numiți? Mă numesc Giorgio Molfini. Ăsta nu-i nume de-al nostru. Nu. Am lucrat o perioadă foarte lungă de timp în Italia, unde mi-am dat câteva din cele 5 doctorate. Acolo mi-am ales un nume adecvat țării respective, știi? Da, aici la noi cum vă cheamă? Aici mă cheamă Gheorghe Boandă, dar e bine să reții doar numele de Molfini. Am să încerc să-l țin minte pe din afară. Ia zi, Molfini, așa. Dar până atunci scrieți-mi-l, vă rog, pe o hârtiuță. Așa. Molfini. Da. Mulțumesc. Așa. Ce să vă pregătesc de mâncare pentru astăzi? La prânz ceva ușor. 4 ouă, omletă, apoi un pui bine rumenit la cuptor cu mujdei de usturoi. Da. O să rămâneți multă vreme la noi? Păi depinde de câți pacienți voi avea. În ultima comună, în care am fost, parcă... Coțofenii din deale îi zicea, că nu mai rețin așa bine, am avut o clientelă atât de bogată încât am scăpat abia după o săptămână. Asta în condițiile în care consultam de dimineață până noaptea. Știe lumea din sat că am venit? Da, am spus la toți oamenii pe care i-am văzut pe drum. Femei, bătrâni, copii. Am fost și la bufet și am zis și lui Trică, gestionarul. Dacă știe Trică, știe tot satul. Așa, bravo. Are ăsta o gură ca un megafon. A zis că trece și el să vă cunoască. Foarte bine. Dar ce le-ai spus oamenilor? Păi le-am zis așa cum ați zis dumneavoastră să le zic. Ce? Că a sosit la noi un mare doctor și profesor care vindecă orice boală cât ai zice pește. Plus că ghicește în stele, în cafea, în palmă, în ochi, în cerul gurii, în... Stai așa, lasă, că n-ai înțeles nimic. Păi așa ți-am zis eu, Bade Vasile, așa am zis eu să le zici. Eu ți-am spus să anunți că a sosit în satul vostru marele doctor Molfini, specialist în acupunctură, telepatie, hipnoză, homeopatie și parapsihologie, membru al Academiei de Supraviziologie din Tornero și al Academiei de Homeopatie din insulele Azore. Aoleu, păi puteam eu să țin minte atâtea vorbe pe din afară la vârsta mea? Dar lăsați că ea care sunt șupreziți sau îi doare ceva vine și fără să știe pe unde ați fost și ce ați învățat. Totul e, domnule profesor și doctor, să-i vindecați. O să-i vindec, bineînțeles. Nu există bolnav care să plece de la mine nevindecat. Mă pricep inclusiv la chirurgii. Ai vreo bătătură? Am un păcătos de reumatism care tare mă supără la vreme umedă. Bătăturile mi le tai singur. O să te vindec și de reumatism, dar ai răbdare. Rămâi mai la urmă, am niște prafuri care ți-au durerea cu mâna. O să joci la horă ca un flăcău. Mulțumesc. Dar așa, la urmă de tot, poate-i scoateți și nevestimii măseaua de minte. Eu scot, Bade Vasile, de ce să nu eu scot? Mulțumesc. Vai de mine. Uitați-vă să vă spun că, îndată ce ați sosit, a venit un tânăr cocoșat, așa, care nu-i de pe la noi, așa, și care zice că a auzit de dumneavoastră și că vrea să-i vindecați cocoașa. Da. Faceți și așa ceva? Bineînțeles, ia trimite-l încoace. Ia stai. Maestre Molfini, am avut impresia, dacă nu certitudinea, că ați uitat intenționat de mine, lăsându-mă circa o oră afară în frig. Și asta după ce m-ați dat jos din mașină la capul satului și am fost nevoit să merg pe jos circa 2 km. Dar nu vroiai să intrăm împreună în localitate ca să ne vadă lumea că lucrăm mână-n mână? Mă, te credeam băiat deștept, țumpi, să poate.
Vei primi pentru asta o primă suplimentară. Așa, mulțumesc. Fii atent la mine, imediat cum vin primii pacienți, vom începe demonstrația. Da, v-aș ruga, scumpe maestre, să aveți bunăvoința de a lucra ceva mai gingaș. Ce vrei să insinuezi? La coțofenii din deal, când ați introdus seringa în balonul pe care îl port cu artă și eleganță în spinare pe post de cocoașă, m-ați înțepat atât de adânc în piele, în carne și în os, că era să urlu ca o fiară junghiată. Și gata, lasă, scuză-mă, dar așa eram de captivat de demonstrația pe care o făceam, încât am uitat de mine și mai ales de tine. Da. Îmi aduce aminte de seară să-ți mai dau 25 de lei în plus pentru sacrificiul pe care l-ai făcut în slujba științei. Doar 25? Zi mersi, munca necalificată are din ce în ce mai puțin preț pe piața mondială. Bă, stai, au venit pacienții, pregătește. Intră! Intră, te rog! Buongiorno, buongiorno a tutti! Bine ați venit, dragii mei! Vă rog să aveți puțină răbdare până când termin cu acest nefericit pacient care a străbătut 10 de kilometri ca să-i alin suferința. Dar cum să stăm afară? Dar de ce să stați afară? Eu n-am niciun fel de secrete față de nimeni. Îmi face plăcere să lucrez asistat de alți pacienți, pentru că numai așa ei vor căpăta de plină încredere în metodele mele ultraștiințifice de vindecare. Și acum, numai o clipă, vă rog, fiți numai ochi și urechi, spune tinere. Ce te supără? Domnule profesor doctor, mă supără această cocoașă. Când ți-a apărut ea? Aha, mi-a apărut din naștere. Idiotule, cum poți să spui o asemenea inepție? Dacă te nășteai cu cocoașă, maică, te-ar fi devenit un monument al naturii. Ei, m-a făcut prin cezariană. Boule, te-a operat doctorul Cezar, măgarule. Așa, așa mai merge. Acum, ia să și te doare cocoașa asta? Mă doare, dar numai seara, în zilele fără soț. Te doare tare? Ce să mă urc pe pereți, pe acoperișul, prin copaci. Bine, stai, nu faci nimic, am să te scap de cocoașe. Onorată asistență, am să folosesc mai întâi metoda hipnotică pentru a-i lua orice durere. După aceea voi folosi acupunctura. Vă rog, o clipă de limbă, deschide ochii, tinere, nu clipi și uită-te fix la mine. Șt! Acum, pacientul a adormit, să știți. Nu mai simte nimic. Hai de mine. El este hipnotizat. Eu am mai văzut asta la televizor, dar ăla care făcea chestia nu era doctor, era scamator. Vorbești de fratelini? Nu, nu, era de la noi. Nu l-o fi omorât cumva să ajungem martori pe la tribunal? Nu l-auzi cum spune. Vorbi de adevăratele. Vă rog, vă rog o clipă. Măiculiță, auleu, câtă mai seringă a scos, vai de mămăliga lui și a cocoașii. Acum voi proceda la acupunctură, mai precis, îi voi introduce acest ac în cocoașe, atingând și sensibilizând nervul atrofiat. Stați, te-a durut, dragul meu? Am gemut de plăcere. V-am spus că el este sub stare de hipnoză și că nu simte absolut nimic. Când se va trezi, va descoperi că a scăpat de cocoașe. Uitați, uitați, cocoașa dispare văzând cu ochii. Nu, puteți veni mai aproape, mai aproape. Așa. Acest tânăr invalid a devenit iarăși normal. Mai aveți vreun cocoșat pe aici? Nu, n-avem. Căutați în comună. Parcă se aude ceva fâșind. O fi aerul care iese din cocoașă. Trezește-te, tinere. Așa, trezești. Unde sunt? Și du-te acasă. Ești pe mâini bune. Ești vindecat definitiv. Oh, binefăcătorule, tămăduitorule, n-am să te uit toată viața. Unde să te ia 25? Da, cât îți datorez? Sunt în stare să-ți dau și haina de pe mine. Nu mai păi pot să-ți iei alta mai strâmt acum, dar nu-mi datorez nimic. Mi-a făcut plăcere să te servesc. Tot ce fac spre binele umanității e o adevărată distracție pentru mine. Totuși, maestră, luați aceste câteva sute de lei. Nu sunt decât 5. Da, mersi, dragă. Nu trebuia să te deranjez. Am o singură rugăminte la dumneata. Pe unde mergi? Așa. Să povestești celor pe care îi întâlnești cum
Și de către cine ai fost vindecat? Așa am să fac, maestru. Așa, du-te, spune-le că doctorul Molfini nu cunoaște frica de necunoscut, că trupul omenesc nu mai are față de el niciun secret și că deține la degetul mic ultimele descoperiri ale hipnozei, acupuncturii și homeopatiei pe care le pune generos în slujba tuturor. Iubite și mare maestru al medicinii mondiale, voi transmite aceste informații extraordinare în toate cele patru zări, dar îngăduiem până atunci să rămân în preajma ta și să te slujesc ca un ucenic devotat. Îți mulțumesc, îți mulțumesc că vrei să-mi dai o mână de ajutor. Chiar aveam nevoie de un asistent. Ia să te văd. Așa, mai stai mai drept acum, nu mai trebuie să stai aplicat. Cheamă primul pacient. Da, ia să... Ia intră, moșule, cu încredere, hai! Marele maestru o să te vindece de toate bolile văzute și nevăzute. Mai așa, mai așa. Ce te supără, taică? Păi pe mine, domnule doctor, mă supără o nepoată de 10 ani care nu e ascultătoare și nu are deloc plăcere să-și facă lecțiile. Eu te-am întrebat ce te supără din punct de vedere al sănătății. Adică ce mă doare. Exact. Păi să vedeți, eu când am fost la război, m-a lovit un glonț la picior. Așa. A stat glonțul acolo vreo 2 luni până am ajuns la un spital de mi l-au scos. Și de atunci... mă doare în fiecare zi. Acum te doare? Mă doare. În curând n-o să te mai doare. Uite, îți fac o injecție. Au! Ușor, taci. Da. Ia mișcă puțin. Te mai doare? Eu de că nu mă mai doare. Ești vindecat? Ești. Du-te acasă și spune și la alții că nu te mai doare. Domnule doctor, dar ce injecții mi-ați făcut? Ca să știu să mai fac și altă dată dacă mă mai durea. E un medicament inventat de mine, încă nu i-am pus un nume. Ia, mai dă 100 de lei și îți dau 10 fiole să le ai rezervă. Ascultați, nu cumva e nuvocaină? Nu, nu. Că am mai făcut injecții de astea acum un an la spital. Ți-am spus că e un medicament care încă nu are nume. Te rog, bă, gata. Du-te, taică, și mergi sănătos. Introduc pacientul următor. Ia, o mătușă. Da, ia. Ia-i, mătușă, vine să te faci sănătoasă, să te întinerești cu aproximativ 25 de ani. Mai lângă domnul doctor, așa. Bună ziua, bună ziua. Da, te-am mai văzut pe dumneata. Ia să-mi spui, ce te doare? Mă doare capul și amamețel. Te doare pe dinăuntru sau pe din afară? Păi mă doare pe amândouă părțile. Da, și te doare tare? Mă doare de-mi vine să mă iau cu mâinile de el. Îți vine să zici au? Nu, îmi vine să zic au aleu. Atunci e grav, ai încurcat-o. Da. Trebuie păi, pentru că... Păi, ce nebunit. Aici eu consult. Tu stai în banca ta, asistentule. Vorbești numai când ți se cere părerea. Că dacă mă enervez, îți spun cocoașa la loc. Uite, mătușe, îți dau sticluța asta cu prafuri. Da. E un medicament homeopatic, unic în sud-estul Europei. E preparat dintr-o plantă adusă special de la Polul Sud. E un vârf de cuțit mic, mic de tot. Cam cât ai da unui șoarece așa, dacă iei mai mult, te otrăvești. Vai de mine. Consultația și medicamentul te costă 135 de lei. Aoleu, n-am decât 100. De restul să-mi trimiți ceva produse, poate ai niște brânză, ceva, niște ouă, poate un ciolan afumat, niște cârnați, caută pe acolo, vezi. Da, domn doctor, cum se cheamă boala mea? De ce vrei să știi? Păi, ca să știu ce să-i zic lui bărbatul meu când m-a întrebat unde e suta. Băi, spune-i că suferi de o boală care se datorează unui microb sosind recent în Pago-Pago pe calea aerului. De unde? Ia, lasă, n-are, dă mâna dreaptă încă, mâna dreaptă ți-am spus. Uite, o scriu aici în palmă. Pago, ce mâna asfra ai, ține așa, Pago-Pago. Și zici și bărbatului să vină încoace, că poate-i găsi și lui vreo boală ceva, nu se poate să n-ai. No, că pe el când îl doare capul, iese la aer, se apucă de treabă și trece. Zice că în viață să te ferești de doctor și de avocat. Te ferești, dar și când cazi pe mâna lor, lasă atunci. Da. Niște concepții de retrograde. Următorul. Maestru, eu am impresia că ați găsit sticluța. În loc să-i o dați pe aceea în care am pus antinevralgice pisate, i-ați dat una în care era carbaxin pisat. Nu contează, nu? O să doarmă mai bine. Cheamă moșneagul următor, vezi că e unul.
Ia, hai, taică, vină să te facem flăcăuie. Ai vrea să mai fii odată flăcăuie? N-aș mai vrea. De ce? Păi când am fost flăcău, o duceam tare greu. Eram argat, mâncam bătaie de 3 ori pe zi și primeam mâncare numai de 2 ori. Spune, ce te doare? Nu mă doare nimic. Și atunci de ce ai venit la mine? Am auzit că sunteți cel mai mare doctor din lume, că lecuiți toate bolile văzute și nevăzute, că scăpați oamenii de bube și de cocoașe. Păi da, și pe mine m-a scăpat. Aveam o cocoașă cât o desagă plină cu porumb și acum ia uite ce frumos sunt. Merg așa. Păi de aia mi-am zis și eu, chiar dacă nu mă doare nimic, mă duc să mă vadă și pe mine, domnul doctor, că dacă mă apucă durerea după ce pleacă. Da, foarte bine te-ai gândit. Prevederea e mama sănătății. Boala descoperită înainte e pe jumătate vindecată. Dar vină mai aproape. Da. Ia respira adânc. Mai adânc poți? Așa nu prea adânc. Tușește puțin. Ia tușește. Mai în partea aia așa, mai spre perete. Așa. Zi. A. A. Bă, nu-l forța. Ușor. A. 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 Scoate limba. A. Ușor. Aș bag-o înapoi și stai într-un picior. Da, taie ce să mai ia poziția de drept și de voie. Da. Ești sănătos tun. A? Da, pentru că tot ai venit, ia prafurile astea de aici, uite, da, în sticluța asta de 3 ori pe zi. A? Și bea. Da, da, bă, da. Ceaiuri, bea multe ceaiuri. Ceai de tei? Mai bine de codița ciorcelului. Da. O țuiculiță am voie. Nu, că faci ulcer. Aoleu, și ce țuică făcusem cu gust de sâmbure și galbenă ca un de lemn. Da, puțină slăninuță cu ceapă am voie. O travă curată, nici să nu te atingi. Oh, ce slăninuță făcusem, gata. Fiartă și afumată de rumeguș. Faci fiartă, părere. Plus cârnaș și caltaboș. Ce o să mai fac cu ele acum? Uite, îți dau niște prafuri. Și mi-a adus și mie o damigenuță de țuică, câteva bucăți de slănină, niște cârnăciori, caltabuja, a adus și niște ceapă, că mă ta tot nu mai ai nevoie. Dar dumneata ai voie, nu faci ulcer? Cum să fac ulcer dacă sunt doctor? Ai auzit vreun doctor văitându-se de cap sau de măsele? La noi în sat a fost mai de mult un doctor bătrân care nu s-a văitat, dar într-o zi a murit. Mă rog. Așa a fost, ce să mai, asta a fost și de neatenția lui, în orice caz. Cât mă costă consultația? Păi, pentru că mi-ești simpatic azi, nu te costă nimic, adu-mi ce ți-am zis și să fii sănătos până la sfârșitul zilelor inclusiv. Să trăiți. Și da, auzi, vino cu a, nu lua așa, dacă mai ai ceva neamuri, trimite-le aici chiar acum ca să le vindec. Așa, da. Ciumpi, da. Pacientul următor. Bună ziua! Bună ziua! Olu! Și găină drăguță! Mă, dar stați, ai adus și niște ouă, că poate o pun cloșcă. Nu, că găinile mele de la un timp nu mai ouă. Nu știu de ce, ori fi bolnav, ori fi... Dă-le pe mâna mea că ți le învăț eu minte. Măi, asistente, ia fiara asta și pedepsește-o prin tăietaj de gură. O pedepsești prin tăierea capului pentru vina de a fi refuzat să dea naștere unui ou zilnic. Măi, femeie, las-o acum, că e pedepsită. Femeie, ce te supără? Să nu spui că te supără bărbatul, că nu mă interesează. Nu mă supără bărbatul pentru că nu-l mai am, săracul. Ce boală a avut? Boală grea. Cărțile de joc și zarurile. Era casier la CAP. Avea toată ziua banii pe mână și se învățase să nu-i mai prețuiască. În fiecare seară mergea la felcer acasă și ținea un jocuri până dimineața. În seara de Sfântul Dumitru, apropo din pe zile ceapiștilor bătrâni, a vândut eu tot din bătătură și am pus la loc, dar pe el tot l-au dus la judecat. Și pentru asta ai venit la mine? Păi, când a fost ultima oară la pușcărie de l-am văzut, mi-a zis să mă duc la cineva care se pricepe, să-l descânte, sau să-i dea în cărți, sau să-i citească în cositor, sau mă, să-i... Poate că-i dă și lor pedeapsă mai ușoară, înțelegeți? Femeie, eu nu mă pricep la descântece, întrucât astea sunt misticisme. Aoleu. Iar misticismele sunt dăunătoare și pedepsite de lege. Aoleu. Dacă vrei, pot să-ți ghicesc în cafea. Întrucât ghicitul viitorului și a timpului probabil a ajuns o știință. Ah. Ai cafea? Năuț sau cicoare? Nu sunt bune. Ce cicoare? Ce mai bine scoate 100 și citesc în ea ca într-o carte. Asta nu e bună. Una mai nouă, 109 ai. Vino mai aproape să le... Concentrează-te.
Câți bani a furat bărbatul dumitale în total? 32.000. Recidivist? A mai avut 6 luni la locul de muncă pentru un scandal la nunta unei nepoate. Rar. Emotiv, da. Rar. Emotiv. Că a înfipt furculița în burta lui socrul meu mic când s-a servit pilaful și s-a luat darul. Asta nu e bine. Să vedem ce spune suta. Mătușico, vezi clădirea asta desenată aici? Văd. Ăsta e ateneul român, unde se cântă tot felul de muzici sinfonice. Aolo. Câte colonade are clădirea? Una, două, trei, patru, cinci. Stai că ești după colț. Șase. Ei, șase. 6 ani e pedeapsa maximă. Aolo. Taci-te în gură. Câte ferestre are clădirea? Nu știu. Ia. 3, 5. Ei, 5. Procurorul să ceară 5. Câți de 0 are 100? 2. O să-i se dea 2. 2 ani. Aolo. Câți de 1 are 100? 1. Dacă e băiat, da, e băiat. Minte, da. Și bun conducător de roabă și cazma scapă cu un an. Gata. Hai, ce greu e. Ești mulțumită? Mulțumită, să trăiți. Avocatul zicea că ia 3. Nu există ce e scris în sute, e sfânt. Să vă fie gura urită. Stai, nu cumva ai vreo curcă în curte. Poate o fi și bleagă. Nu. Dacă îmi permiteți, am tăiat găina și am jumurit-o. I-am spus pe izanului să o facă rasol. Deocamdată mi-e poftă de o piftie. Ce zici de ideea cu curca, mătușico? Dar nu preferați un curcan? Ba da, să fie curcan. Moțat. Păi, mă. Nu, păi are și cercei, are și moț. Mă, du să-l caut. Du-te, dar auzi, dar în drum oprește-te și pe la bufet și spune gestionarului, Trică, să vie urgent. Să vie, deci, da. Ia uite-l că a venit, arzălar focul, că și el l-a dus pe bărbatul meu de râpă cu jocurile și cu băutura. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, doctore. Am auzit despre dumneata numai lucruri grozave. Era și normal să auzi, sunt o celebritate, nu? Am auzit că faci zilnic câte o minune. Auzi? Da. Ce ai avut pe post de cocoașe, minge de fotbal sau ce? Una de rugby. Dar stai, dragă, scoate mai întâi un pachet de Kent și pe urmă zice te doare. Păi, eu nu vreau să zic una și alta. Că am văzut și am aflat multe în viața mea. Adică nu vreau să vă întreb de acte, autorizații, diplome și alte hârțoage, că pe mine nu mă interesează. Eu nu sunt autoritate administrativă, mai ales că n-am venit pentru consultații. Eu am venit pentru un sfat. Dăm și sfaturi, tariful e același. Despre ce e vorba? Păi, o să fiu scurt și concis. Zi. În calitatea mea de gestionar al bufetului comunal, am avut de 2 ori de-a face cu ilicitul. Adresează-te unui avocat. M-am adresat. Mi-am mâncat 4.000, 2 curcani și 2 gâște în 2 pate. Și m-a ajutat cât o frecție la un picior de lemn. Da, nu e frumos ce zici, dar mă rog. Ai lipsuri în gestiune? Oho, mai mult ca sigur. Mari? Păi, s-ar putea să fie mari. Când mă lungesc la câte un pocher cu băutură, îmi ține locul un nepot de soră care i-a pus la mace, nu s-a pomenit. Ultima oară l-am prins cu 400 de lei ascuns și în breton. Că de-aia nu se mai tundea el de la o vreme. Și eu cu ce pot fi de folos? Păi, m-am gândit foarte bine și am ajuns la concluzia că nu există altă soluție decât să dau focul la magazie. Și crezi că ei n-au să bănuiască cine a comis gestul? Păi bineînțeles că au să bănuiască. Și dumneata ce ai să spui? P-aș putea să spui că magazia a fost trăzită de un fulger. Da, păi acum e iarnă și iarna nu fulger. Păi, de-aia mă gândeam că dacă aș avea o relație la Institutul Meteorologic, aș putea aranja să modifice buletinul să spună cum că noaptea respectivă atunci așa a fulgerat. Am avut un unchi care lucra acolo, dar l-au pensionat. Era om cum se cade și binevoitor, puteai să afli de la el timpul probabil cu 5 minute înainte. Acum, dumitale, ți-am de glume, dar miliția e spinarea mea cât capra. Dacă poți să mă ajuți, ajută-mă. Păi eu știu, vinde ceva din casă și pune banii la loc. Na, acum nu se mai poate, târziu. Vreau să dați un certificat de nebun. Ce certificat? Păi naște în pilă, eu lucrez particular. Păi dar ce? Păi cum, mai există doctori particulari? Eu nu sunt doctor, eu sunt profesor. Atunci, cât mă costă un praf de adormit? Că revizorii merg acum să ia masa. Le arunc prafurile astea în mâncare, adorm buștean, le fur actele și le mitocosesc eu cum îmi convine. Păi eu știu, asta e, ia sticluța asta. Așa. Te costă 180 de lei.
Așa de mult? După ce ai furat cu sacul, te mai scumpești la o fărâmitură. Hai, au sosit încă doi pacienți. Bine. Sunt așa. Bine, bagă-i înăuntru și vezi dacă nea Vasile mi-a pregătit masa. Da. Dragul meu gestionar, îmi pare rău că nu pot să fac nimic pentru dumneata. Numai o minune te mai poate salva. E, că din păcate eu nu cred în minuni. Atunci scapără chibritul și dă foc magazii. Așa o să fac. Foc. Așa o să fac, că dau un foc. Praf și pulbere. Bună ziua. Da, ia spuneți, băieți, ce vă doare? Mai întâi o întrebare. Dumneata ești doctor? Adică cum? Adică doctor de adevăratele. Sunt profesor, doctor, dar de ce mă întrebi? Pentru că noi avem niște boli foarte grele și complicate pe care numai un specialist le poate dovedi. Păi ați nimerit exact la omul care vă trebuie. Sunt specialist în absolut toate bolile. Absolut toate. Din moment ce sunt membru a 5 academii plus una din insulele Bermude, e normal să le știu pe toate. Hai, spuneți repede ce vă doare, că trebuie să iau masa. Eu sufăr de simpaticotomie bilaterală stângă. Ați auzit de boala asta? Bineînțeles, e o boală cât se poate de simpatică. Și cum se manifestă? Păi dumneavoastră trebuie să știi unde te doare. Mă doare partea stângă a limbii și lobul stâng al urechii drepte. E clar, asta e boala, cum ziceai? Simpaticotomie bilaterală stângă. Exact, ia. Ia mata prafurile astea de două ori pe noapte. O dată înaintea cântatului cocoșilor și o dată după. Și să nu bei apă pe burta goală. Dumneata, ce boală ai? Linfogranulomatoză benignă și evolutivă. O cunoașteți? Păi, ca și cum mi-ar fi rudă. O am la degetul mic, se manifestă cu grețuri. Nu. Atât doar, că mă dor unghiile de la picioare. E clar, iei prafurile astea. Uite aici. Vă costă câte 100 de lei de căciulă. Poftiți, onorariu. Da, bun. Mersi să vă dau prafurile, nu, să aveți. Nu, prafurile nu ne mai interesează, n-avem nevoie decât de amprentele de pe sute. Nu înțeleg. O să înțelegi imediat, ia-ți bagajele, ia-ți medicamentele și vină cu noi să te tratăm. Sunt plutonierul major Butușină. Te așteptam ca pe un cireș copt. Eu sunt medicul comunal, așa ca între noi doctorii. Aș fi curios să văd și eu diploma dumitare de medic. Cu totul și cu totul întâmplător am lăsat-o la un birou de copiat acte. Vroiam să o multiplic, știi? Probabil că aveai de gând să o pui în vânzare. Ca să fiu sincer, mi-o ceruse un prieten împrumut și n-am vrut să-i dau originalul. Dar dacă doriți, da, pot să vă arăt diploma de membru al Academiei de Hipnoză din orașul Zefira. Uitați, am aici diploma. În primul rând că nu există un asemenea oraș. Da, e o comună, ceva mai dezvoltat, aproape urbană. În al doilea rând, acest document e fals. Un italian nu putea să scrie il dottore cu un singur t. Greșelile de gramatică sunt cele mai omenești cu putință. Se întâmplă și la case mai mari. Aveți vreo sesizare împotriva mea? Oho, cu zecile. Am primit un telefon de la coțofenii din deal să te ducem înapoi acolo de urgență. Băi, de ce? Pentru că de 3 zile pacienții pe care i-ai tratat dorm pe rupte. La nu-i mai poți trezi nici cu tunul. Ce le-ai dat? Carbaxin pisat. Ce vina am eu dacă ei s-au lăcomit? Doctorii, mai dăm niște prafuri că alea dinainte n-au avut niciun efect. Mănâncă revizorii de crapă și nu adorm deloc. Ai răbdare că îți dăm noi imediat o doză mai eficientă. Pardon, scuze, adică, da, nu vă văzusem. Ai făcut rost de chibrituri, gestionarule? De unde știți? Avem și noi urechile noastre. Nea Vasile! Aici sunt. Ai chemat pacienții? I-am chemat, sunt afară. Adu-i nou. Poftiți. Bună ziua, aș vrea să vă pun doar o singură întrebare. Ce rău v-am făcut eu până acum, dumneavoastră? Nu ne-ați făcut decât bine. Și atunci? De ce n-ați venit la mine ca de obicei dacă aveți vreo suferință? Nu m-am purtat eu frumos cu dumneavoastră? V-am lăsat să așteptați? V-am pretins vreodată bani, păsări, ouă sau alte cadouri? Dar de unde sunteți un om tare cum se cade și vă dorim să aveți sănătate și bucurie toată viața? Și atunci de ce ați venit la escrocul ăsta? Ca să vă ia banii și găinile? Noi auzisem că e din București și că ne vindecă de orice boală pe loc, fără să mai umblăm prin spitale sau prin policlinici după analize, tratamente. A vindecat pe unul de cocoașă de față cu noi. Maestre, masa e servită. El e cocoșat-o? El e. Ia vino încoace, să vedem și noi urmele cocoașei. Un moment, că am lăsat mămăliga pe foc. Te rog, spune-le și lor, ce avea haimanaua asta în loc de cocoașe? O minge de fotbal. Eu vă rog să primiți banii înapoi. Eu nu v-am vrut decât binele. Aha. Nu fiți supărați pe mine, vă rog. Ce faci cu pacienții din coțofenii din deal? Ai curajul să dai ochii cu ei?
N-aș vrea să le zdruncin încrederea în puterea științei. Prefer să le trimit onorariile prin poștă. Duceți-mă direct la tribunal. Judecătorii mă cunosc și treburile vor merge repede. A, ești recidivist? Am mai păcătuit de câteva ori. Nu regret exagerat de mult că mă duc înapoi înăuntru. Am și acolo clienții mei. Medicamentul de bază e praful de cretă. În 10 minute temperatura urcă la 40 de grade. Acum vedeți cu cine ați avut de-a face? Vedem, vedem și mai vedem și câte prostii a fost în capul nostru. Da. Păi dacă n-ar mai fi și proști ca noi, șmecherii și haimanali, ar muri de foame și s-ar lăsa de meserie. Crezi că ar plânge cineva după ei? Să mergem. Un moment, vă rog. De ce ai aruncat prafurile pe jos? În primul rând pentru că sunt corp delict. În al doilea rând sunt pățit. Când m-au prins odată acum vreo 2-3 ani prin Oltenia, știi ce mi-au făcut pacienții? M-au pus să înghit toate prafurile. M-am trezit din somn după 3 săptămâni. Vă rog, să mergem acum. Domnule profesor și domnule doctor Molfini, v-ați uitat asistentul, domnule. E aici sub pat. O să vi-l trimit prin poștă. E în regulă. Cu aletă-l fac. Adio și n-am cuvinte! Leac contra leac. Adaptare radiofonică după piesa Tămăduitorul de Ion Băieșu. Distribuția a fost următoarea: Molfini, Demrădulescu; Niculina, Rodica Popescu; Trică, Ion Marinescu; Tușa Ana, Victoria Mierlescu; Moș Andrei, Mihai Mereuță; Moș Nae, Nicolae Pomoje; Milițianul, Valentin Teodosiu; Medicul, Petre Moraru; Vasile, Radu Panamarenco; Țăranul, Aurelian Napu; Asistența tehnică, Coca Gheorghe; Regia de studio, Rodica Leu; Regia muzicală, George Marcu; Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; Regia artistică, Constantin Dinischiotu.